Salut oameni buni, bine ați venit la un nou Retro Draft! Am făcut săptămâna trecută Retro Draft la FIFA 19 și e momentul pentru unul la FIFA 18. Un joc în care nu am avut foarte multe meciuri. Iată, 519 victorii, 216 frugeri. Deci n-am ajuns nici la mie aici la Ultimate Team. Și cu această echipă am încheiat, mă rog, la un moment dat s-au mai dat niște iconi. Van der Sar, Desai, Shevchenko... Și mai aveam acești jucători uh, untradeable, Sper am vândut, am mai făcut drafturi pe cu retro și toate cele. Avem un start de retro draft online, 4-4-1-1, deși nu prea îmi place cel center forward acolo. Merge prea bine din punct de vedere al chemului. Ce avem noi aici? Messi vârf, Bale de la Real Madrid, right winger și Cristiano Ronaldo. Avem 99 pace, mai este și Messi. Eden de la Chelsea Mertens. Dar ce e greu e aici să alegi. Am mai aveau variante mai bune Messi și Ronaldo. Aș lua un Bale și aș spera că vin totuși din nou Messi și Ronaldo. Sper că n-am greșit, ar fi oribil. Boa, um, Boateng, Halloween, ce design era pe la cazet. Timo Werner avea 82 de la Leipzig. Și mai e Castro din uh, Liga Spaniei și îl iau pe Castro. Uh, cred că mergem pe la Liga, erau atâția jucători bune la Liga pe atunci. Vine Messi, încă o dată, 97, este și Cristiano, doar 95 card de Champions League. Nu mai știu exact care era promoția pentru acest design. Eu un Messi în formă însă, super tare, de 97 pe care îl voi alege. Și sper că mai vine încă o dată Cristiano, l-am refusat de două ori acum. Dacă avem șansă, va reveni. Rashford avea 81. Arnautovici cu ăștia și mai este Vitolo. Um, am putea merge cu Marcus pentru Pace. Nu cred că e la fel de bun acesta cum e cel de la FIFA 21, dar merită încercat. Cante, Modric, Team of the Year și Tiago. Tiago de la Bayern, clar e Modric. Varianta asta, Team of the Year, de 96. Da, mulți jucători tare de tot în, la Liga. A venit și Pogba, care cumva se potrivește foarte bine și aici are link verde cu Marcus. Hai că arată într-un fel. Ce draf și aici. Nu sunt icon din păcate, dar avem foarte mulți jucători cu rating uriași. Ramos. Link verde cu Modric, varianta toți. Mamă, Ramos, Bale și Modric. Direct Real Madrid e ce trebuie. Benatia cu 84 la pace. Este cea mai bună variantă, Nu avem încotro. Chiar dacă nu e niciun jucător din Serie A în echipă până acum. Dreapta. Îl prim pe Dawson. Și atât. Dar n-am un jucător acolo relevant. Și un fundaj stânga. Evra, wow, Patrice Evra la OM! Foarte tare. Pe la Liga ar fi Antunes. Evra ar fi legendar. Dar hai să mergem pentru chem așa. Plus 10 chem. Și în poartă ar fi tare să prindem de la Real Madrid un portar. Sau Ter Stegen, a venit Navas de la Real și Loris. E, e greu. Uh, Loris de 96, Navas 90, link verde cu Ramos, e la siguranță. E la siguranță și hai cu Keylor Navas, draft de Real Madrid e direct. E prea tare echipa asta. Uh, e un draft cu 91 rating, 85 km. Mai avem de lucrat acolo la jucătorii de pe teren. Cristiano 99! No, no, no. Da! 99, Ronaldo, Alexis de 97, ce lovitură și acolo, Cristiano, până la urmă am ales foarte bine, pentru că a venit un Ronaldo mai bun, un Messi mai bun, da, superb, poate fi draftul Real Madrid, la FIFA 18, retro draftul Real Madrid, chiar Mbappé, uh, excepțional, formă Mbappé, Coutinho și cam asta este, uh, sigur, pe stânga nu stăm așa de rău. Vidal ar avea un plus la chem. 93 rating pentru această echipă. O să pe Chilian totuși. În formul de 85. Ce vremuri interesante. Casemiro. O, oh, Eden. Eden de 97. Casemiro ar putea fi fundaș central. Eden însă e prea forță. Iată ce card. Și jucătorul actual de la Real Madrid. Parejo. Vasquez Teles. Și cam atât. Parejo poate. Ne dă un minus 2 Parejo. Dar nu ne ajută încă. Dar dacă vine un fundaș central e exact ce trebuie. Musonda Wendel de Pai la da, Memphis. Hai să dăm pești aici pe la fundaș. Ne trebuie un fundaș central. Odriozola, fundaș treapta cu 86 pace. Nu arată rău. Și este un plus 4 la chem, 93. Haide, în loc de Benatia, un jucător acolo. Evra iarăși, capa. Miranda, mă gândesc că cel mai potrivit ar fi capa. Dar nu ne dă plus, deloc. Plus 2 chem, cu Ramos acolo, are full. Da, hai, hai, că merge. E o idee. Ar putea intra Benatia. Să intre și Eden în, pe un minut. Poate trece capa în stânga, fundai stânga. Și pe atac avem o echipă demențială. Mohamed Salah. Of the season. Uh, e un zeu. Acest Salah. Salah sau Eden? Asta e întrebarea, dar avea două stele Wakefield pe vremea Mohamed. Uh, ce stați însă? E mai forță Eden. 100%. 4 cu 4. Și el boostat aproape de maxim. 97. Sterling, Mane. Tot în dreapta. Morata de la Chelsea. Ești cu Mane dacă tot facem treabă. Fabinho, nu se poate, Monaco și Coutinho. Foarte tare cardul lui Coutinho, dar nu pot să schimb aici. Nu aș vrea cum să-l pun. Nu știu dacă vom câștiga să nu chem, dar hai să zicem, la leg și testăm. Da, plus 3 chem. Oricum Marcus iese. Da, poate și ca Coutinho lângă Modric. E tare rău de tot. Și schimbăm partea stângă. Avem Eden și Benatia. Benatia care avea 95, defending 84, Pace. Super, 92 rating pentru echipă. Încă un jucător de camp. Grey, LM Nu ne ajută. Mai e Pereira. Da, poate fi o variantă cu Pereira de la Valencia. Îl punem pe el și aici intră Antunes și avem full camp. 192 Atât are echipa Mai luăm un portar Putea fi Ter Stegen, Dar până la urmă a fost navas Portarul e de silver Silver picul exact când trebuie Și cred că avem un 192 Da, 192, ce echipă Cristiano 99 Modric, Messi, o să fie senzație Este o echipă pe care o vom folosi așa pe atac Plus 1 chem pentru mulți jucători Mesia o să primească și capa. Da, le iau pe Cuco aici, antrenor al echipei. Am găsit un oponent. Destul de bine, n-a durat mult. Conexiunea nu e perfectă. Am închis cu crucea. Celălalt e cam ciudat, dar cred că va trebui să-l folosesc. Că vreau să-ți închid lui Chelsea neapărat oponentul. Altul nu am. Deci neapărat trebuie să intru în acest meci. Santiago Bernabeu. Era stadionul pe care jucam. Și el are un 89 rating, 92 ok, uite, n-a ieșit deloc cum trebuie. Uh, Paulinho 81, Sirius să în poartă, are Vardy toți, cu Lukaku și David Silva de 92. Cristiano Ronaldo, pasă la Messi, e blocat de Devrai și o minge care ajunge la Benatia, în siguranță în spate. Cristiano Ronaldo, trage Ronaldo! Ce golasă! 1 la 0 uh, Euro gol Bagă ăla magic Ce șut Eden la capa Scăpăm de minge acolo cu Tidio Messi Messi are și el spațiu Messi trage și dă și el gol din zona centrală acolo Este 2 la 0 Messi și Ronaldo îl scriu în cele 10 minute și e posibil să avem parte de un rage cu e din păcate, da, iese. Este un primești care se prea repede, dar tot chituri albe. Nu-mi place chitul ăsta, l-am pus, cred că a fost unul dintre ultimele chituri. Să ceva cu turnele astea mondiale ale celor de la ei. Nu-mi dau seama exact de unde echipamentul, dar dacă oponentul mai are două chituri albe, ce să și facem? 90 de rating, 82 chem. Un Bale, uh, football day, uh, care era left back, nu are chem deloc acolo. Griezmann, toți, Messi. Însă Blind e acolo în centrul defensiv, lângă Varane. Blind strică cam tot pe acolo. Walker, toți, dreapta. Și are un cross cu Casemiro. E o echipă mai bună din punct de vedere al ratingului. Dar pierde aici pe chem destul de mult. Jucăm noaptea e, pe vreme uscată. Eden cu Berbatovul. Și-a plecat. Messi e tot acolo, dar... N-a ajuns joc cu el. Cristiano între doi adversari pierde aici. Îl avem pe Modric. Degeaba, haide! Ramos vine acolo foarte bine. Bale. Este Messi. Finesul lui Messi! Gol! Gol la fiecare șut din afara careului. Ce înseamnă Messi 97 și Ronaldo de 99. O, oh, e o pasă bună. Mbappé gol! 1 la 1. Mbappé nu era în primul 11 A intrat pe parcurs Dar din păcate aici nu știm ce card este Nu știm ce variantă a lui Mbappé este pe teren Griozola Bale Centrează Messi era acum Coutinho Coutinho Are culoare de șut Și înscrie la scurt 2 la 1 știu tot să tragă, aș putea ajuta cu oricine. Aici se dau golurile mult mai ușor. Messi, e pasă bună la Coutinho. 3 la 1. Gol după gol. Pune pauză oponentul meu. A fi ciudat să fie un reșcuit așa, din nou, rapid. Da, iese și acest oponent, draftul reșcuiturilor. Așa e când e echipa prea bună. Al la meci, face Hansa. Gucci direct, păi da. A, ah, are kit în sfârșit de altă culoare. Pot să joc în acesta. E de la Juve. Juve care avea acolo stema. Erau alte timpuri. echipa lui Ronaldo Bale din nou. Cardurucele. Isco toți. De Bruyne Eden pe care l-am în echipă. Marcelo Team of the Year. Da, 192 versus 192. Suntem pe măsură. că Diego Lopez în poartă, mai bun Navas. No, a scăpat Ronaldo. A încercat Navas aproape să respingă cu succes, dar își respinge în propria poartă. Cere 7. Mă rog, cere 10 pentru Opored. Nu i-a mai schimbat numărul. Ronaldo trage! Oh, ce gol! Mamă! Bă, cum a Cu șpița așa, zici că... na, a dat așa la mișto, Ronaldo. Eu Bă, e autopast. Băi, imposibil. Oh, Modric s-a ratat acolo intervenția, dar scoate Diego Lopez. Avem corner. Batem la Messi. Nu, ajur la Ronaldo. Da, este 1 la 1 la pauză. Era șansa aici mare de 2 la 1, a ratat Bale. Cristiano? Messi? Messi e în control, vine cu Tinio, pasă cu călcăiu Messi, nu, no! a dat pe lângă. Aș fi vrut să pasez oricum la Eden, dar a ajuns balonul la Lionel Messi. O să schimbăm aici Bale, intră Salah. O, oh, bine, Ronaldo, nu se poate, bă, cât de bun e, și 83. A scos tot până aici. Centrare acum, Messi preia, și din nou scoate spaniolul. Ronaldo n-are cum să rateze de aici. E prea bun. Are 99. Este 2 la 1 în minutul 81. Mai sunt câteva minute. Poate fi golul care să ducă victoria. Trei goluri din trei marcate de Cristiano. Messi balon de urmărire pentru Mohamed Salah. Revine Messi acolo, e gol, 3 la 1 și Messi e cel care dă ultimul gol al acestui meci. Oh, încă o pasă, Eden dă golul cu numărul 4. Hai că pe final ne-am dezlănțuit 3 goluri în 10 minute. Messi, Ronaldo din FARFECA 5. 5 și e un super gol. Masca lui Dybala. Pe Alianța Arena. Oho. Ce echipă are. Asta e întrebarea. scorul stânga sus era un bug. 93 rating. N-are chem însă. Higuain e pipita de 97 toți și Dybala toți. Cristiano însă, în loc să pun left winger, l-a pus vârf pierde chem. David Luiz 93. Cante. Da, jucătorii sunt de senzație. Dar nu sunt legați exact cum ar trebui Așa, a rămas 5 la 1 Dar nu vom ști minutul Nici scorul <laughs> A, da, gata, s-a resetat Ok, ne calmăm Și mergem spre primul gol al meciului Pe care să dea Ronaldo Probabil Cristiano are la Ronaldo Ce torpilă Și ce gol De la distanță Cum se duc Coutinho, bun. Eden, finesse shot. E pe lângă. Hai mă, Eden. Nu mi să cred că a dat pe lângă. Cristiano. Încă una e gol, bineînțeles. Deci tragi cu Ronaldo doar la pe pe shot. S-a terminat. El le dă cel mai bine. Toate se duc în poartă. 2 la 0, în minutul 7. Bună pasă asta și Ronaldo înscrie al la gol în cele din urmă din bară, înapoi la el. Oh, bară! Mamă, bară, coate! E a doua. oh, bijuterie de nazar. Uite așa, da, este e de 97. Mede. -i! În gol! 5 la 0 este Manita în finală. Cum era să încheiem? Dacă nu, cu Manita de toată frumusețea. Ce pecuri am primit aici pentru patru victorii? E vorba de două ori gol pecuri și primul gol pe premiu care e aici de ani buni. Tot din astea ne dă. O, oh, mamă! Ce amintiri! De aici este Haller. Epic a fost. Să arate pe Haller. A, Am, l-am trimis în club. Da, quick sell tuturor itemelor. Mai mulți coins pentru drafturi. 12 iteme rare în fiecare pack. Poate, poate. Workout nu e. Că era un LED așa mai aprins. Dacă ar fi fost să fie. Un atacant englez. Jamie Vardy. Doar atât avea. 81, disrespect, tu sar E um, Casilia, Emirates, am înțeles, mai luăm 3500 din Quixel, JB uh, Jamie Vardy din PEC, normal, și mai avem încă unul, Walkout, mama ești de bun? Nu pot să cred! Spaniol! Ia Vaspas. Cum erau ăsta la 84? Aba nu! M-am înșelat <laughs> E doar Bărți Credeam că e o mă Bărți Dar cu cu din astea Nu înțeleg, dar nu mi-am minteam bine înseamnă <laughs> Asta e, mamă, ce panică am luat uh, Rafael Moia Soares Da, bine, încă 3200 Foarte tare Oameni buni, acesta a fost retro draftul la FIFA 18 A fost ICDR, nu uitați de like acolo Cam atât, pa, pa.